bun, cu liniște și pace, ca să putem realiza scopurile care ni le-am propus. Invit lângă mine pe Guțulea Cana și Dumitru Ignatenko pentru a oferi celor micuți prima lor carte, primul prieten cu care vor păși în marea lume a cunoștinței. Cu aplauze, mai e! Astăzi, pentru prima oară în calitate de elevi, au pășit pragul școlii micuții clasei 1. O zi deosebit de importantă pentru ei. Vor păși pentru prima oară în țara cunoștințelor. Țara care nu o veți găsi nici pe o hartă, nici pe glob, dar în care vor dăinui frumoasele momente ale copilăriei voastre timp de 9 ani și care vă așteaptă cu brațele larg deschise. Cred că e momentul să ascultăm ce vor să ne spună micuții dintr-a întâi.